că vine o iarnă grea pentru cei care se încălzesc cu lemne. Anul acesta, prețul unui metru cub de lemn este cu 15% mai mare comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, iar cel mai greu le este vârstnicilor care locuiesc singuri și au și pensiile mici. În ciuda ajutorului de 700 de lei primit de la stat, costurile cu încălzirea le depășesc cu mult bugetul. Scumpirea lemnului îi afectează foarte mult pe bătrânii de la sate care folosesc sobele cu lemne. Oamenii spun că pensiile sunt prea mici pentru a acoperi costurile de încălzire pentru toată iarna. Mai faceți economie la lemne, așa? Da, fac. Ce să fac? Ce să fac? Mai stau și un bălit. Nu ajunge piețe scumpe lemne. Mai zice medicamente, că sunt acele scumpe, mă, tăte, tăte, scump, dar ce să facem? Pe iarnă ne trebuie, cred că dacă e 8 milioane... O căruță de lemne. Nu știu cât are într-o căruță. Nu ne ajunge pe lună. Prețul pentru un metru cub de lemne de foc pornește de la 300 de lei și poate ajunge la peste 700-800 de lei în funcție de calitatea lemnului, spun specialiștii. În schimb, ce am constatat noi este o predilecție a populației pentru lemnul de diverse tari. Ceea ce face ca prețul realizat anul trecut de aproximativ 270 de lei pe metru cub, la 9 luni acum avem aproape 300 de lei pe metru cub. Mulți preferă să cumpere lemnul direct tăiat pentru sobă, chiar dacă prețul său este unul mai mare. Din depozit, în principiu, ia ca pe cel de aici, gata, secționat, numai bun de încărcat și depus acasă pe foc. Un preț așa, în general, adus acasă la... La client, în jur de vreo 700 de lei tona acum. Au fost și 550, 600, dar având în vedere cât ne apropiem de iarnă, lemnele se scumpesc mai tare. Anul trecut în Botoșani au fost vânduți 60.000 de metri cub de lemne, iar anul acesta, în doar 9 luni, au fost cumpărați peste 50.000 de metri cub de lemne.